Sunteți un pic mai măricei, așa, nu sunteți nici părinți, nici mici și totuși. Și tot venim. Care ideea de sunteți aici? Când suntem mici, venim aici pe acest teren. Da? Și am crescut foarte mult. Ar fi foarte, ar părea foarte rău să vinde acum. Unde sunteți acum, liceeni? La doi. La ce, da? Da? Unde? La Liviu? La Liviu și la Liviu. Da, da, ai văzut că și la Liviu, vai de mine. Terenul de fotbal e distrus, urmează terenul de iarbă. Cu aproximație, nu neapărat, adică nu e chiar sigur. Putem protesta și pentru asta, desigur. Crezi că acum este un antrenament pentru ca să putem salva cu mai multe spații verzi în bistrică, mai multe locuri de mișcare? Consider că e neapărat un antrenament și mai degrabă salvăm ce trebuie salvat, ce considerăm că... Știi ce se întâmplă? Eu spun că atunci când a fost vorba să salvăm terenul de beton, de fotbal, n-a venit lumea, am fost câțiva. Da, corect. Da, și atunci, da. De exemplu, tu n-ai fost sau nu? Eu... Acum ai venit. Crezi vă referiți la... E nevoie să ne mobilizăm cât mai mult? Da. De aia ați venit astăzi? Ca să sprijiniți pe... Da, clar, și asta și asta. Plăcerea de a juca... Și pentru asta pe cei mici, pentru că nu o să ne aibă un spațiu de joacă după aia. Să piardă acest lucru. Dacă vine aici mașinile, să fie și poluare, sănătate, nu o să mai fie... Locuiți aici în Vardeaua? Aici în zona apropiere. Da. Îmi spuneați numele vostru? Mihai Șeșuc. Câmpianul Mihai. Așa, așa, fără să nu e, fără să nu e! Pui mâna, pui mâna! Vrei să joci și tu? Vrei să joci? Aia, mingea. E mingea? Vrei să joci? Vrei să te joci? Ia ta, știe toată lumea.